COVID-19 a lovit încă o dată lumea artistică. Petrica Cercel este cea mai nouă victimă a virusului care ne-a schimbat viețile în ultimul an și jumătate. În prezent, artistul este intubat, aflându-se în stare gravă la spital. Manelistul este cunoscut în special pentru că este tatăl celebrului Ionuț Cercel. Duminică, Ionuț Cercel a anunțat că tatăl său, Petrica Cercel, este intubat, fiind în stare gravă după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Deși faima fiului său i-a adus și lui celebritatea, manelistul are o carieră în muzică cu mult înainte, el fiind un model pentru băiatul său. Petrica Cercel este un nume cunoscut în industria muzicală. Artistul este respectat de colegii de breaslă, având o carieră de aproximativ 2 decenii. În aceste momente, colegii îi transmit toate gândurile lor bune, starea lui fiind foarte gravă. Dar în urmă cu doar 3 săptămâni, manelistul lansa videoclipul piesei Familia mea n-are supărări. Fiul lui, Ionuț Cercel, îi era alături și atunci, la fel cum este și acum, într-un moment de cumpănă pentru familia lor. Chiar el este cel care a făcut anunțul îngrijorător. Oameni buni, tatăl meu are într-adevăr probleme de sănătate. Mai exact, acest nenorocit de COVID-19, dar prin rugăciunile noastre, Dumnezeu îl va vindeca, a fost mesajul lui Ionuț Cercel postat pe Facebook. După cum se vede pe pagina de Facebook a lui Ionuț, el și tatăl lui sunt extrem de apropiați, iar pasiunea comună pentru muzică îi ajută să petreacă și mai mult timp împreună. Petrica Cercel s-a consacrat în industria muzicii de petrecere și a reușit să-și ajute și fiul să-și pună în valoare talentul. Sfaturile și îndrumarea tatălui său au fost atât de bune, încât Ionuț a devenit cunoscut de mic copil. Publicul l-a îndrăgit din prima clipă, iar de-a lungul timpului a avut numeroase colaborări cu tatăl său. În prezent, Petrica Cercel se află internat la o unitate medicală unde a fost intubat, iar medicii se chinuie să-l mențină în viață. Inițial, manelistul nu a vrut să meargă la spital, sperând că boala va trece dacă se tratează acasă. Din păcate, starea i s-a agravat și din cauza celorlalte probleme de sănătate pe care le are, astfel că a fost preluat de medici și transportat la spital.